șopelul. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Iată, ne ajung și la sfârșit de an 2023. Și am zis să încheiem acest an cu un clip cu blănoasele noastre. O aveți aici pe Luna. I-a privit cât de grasă s-a făcut purceaua. Ne seamă Lunica. Nica. Boni, haide. Hai, Boni, hai. După cum vedeți, Bonita, am tuns-o în urmă cu o lună jumate, ceva de genul, aproximativ. Am avut ceva probleme de sănătate cu ea, dar să știți că acum este foarte bine. Pe de altă parte, Luna, așa cum ați văzut-o, o purcea foarte, foarte mare, s-a îngreșat foarte mult. Un lucru bun, sper, zic eu. În rest, totul este bine. V-am spus, Bonita, am avut ceva probleme cu ea, dar acum este pe drumul cel bun. E bine. Bonita, Lunica, ține-mă acolo. Hai, dă-le buță aici. Așa? Păi da. Ce, mă, fata? Bunii! Haide, mă, fata, aici. Mă, și tu, mă, fata. Oh. Mă, fata, mă, Bonita, mă, mă, Bonita, mă, stăcioasa. Oh. Priviți ce seară minunată, un cer extraordinar de frumos, cam bazme, cam filme, aș putea spune. Niște culori care cu greu le poți vedea la un cer mov. Deci nu știu, nu am mai văzut așa. Foarte frumos. Aveți aici de față pe Luna, ciobănescul nostru caucazian, o femelă foarte frumoasă. Pentru cei care au intrat mai târziu pe acest canal, această femelă o avem de la domnul Ionescu Constantin, pe care îl și salutăm pe această cale. Da? O femelă foarte mare, masivă, un exemplar foarte reușit. Deci pe Bonita de față, ciobănesc mioritic. O femelă. Exact. Foarte zbanghie.
foarte frig afară. Dar asta nu este o problemă pentru acești câini. Ba din contră, acum, în acest moment, se simt ei cel mai bine. Da? Când temperatura scade sub 0 grade. Dragi prieteni, cam atât și cu acest clip. Noi vă spunem la revedere. Vă urăm un an nou fericit, cu împliniri. Și să dăm Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim cu bine și în noul an. Multă sănătate și Doamne ajută!